Cartea de a te iubi, relația ta începe cu tine, scrisă de Cristian Stan. Capitolul 1 este împărțit în patru. Povestea, harta viziunii, adevăratul tu și temă, adevăratul tu. Povestea. Eram singur și pentru prima dată simțeam și regretam asta. Garsoniera mea din București era singurul loc unde voiam să fiu pentru că era singurul loc unde puteam să fiu eu. În orice alt loc, trebuia să ofer o explicație pentru modul în care mă simțeam. Pare absent, s-a întâmplat ceva? Preferam să fiu singur. Ultimele câteva luni fusese așa. Tocmai se încheiase relația și nu știam ce altceva puteam să fac. Spălam vasele, iar pe fundal se auzea o melodie la telefon. Adesea foloseam muzica pentru a-mi lua gândul de la ce mă apasă, dar acum nu mai funcționa la fel de bine. Senzația că o mare parte din mine tocmai dispăruse nu-mi dădea voie să mă liniștesc. Unde am greșit de să ajuns aici? Ce trebuia să fac ca să nu se întâmple asta? Gândurile de vinovăție mă făceau să-mi pun mereu genul ăsta de întrebări. Voiam răspunsuri. Lacrimi începeau să-mi curgă pe obraji, simțeam că pierdusem cu totul control. Eram extrem de pierdut. Faptul că lângă mine nu era nimeni care să judece plânsul sau să mă întrebe de ce o fac, îmi confera un oarecare confort. Nu voiam să-mi ofer nici măcar mie o justificare. Știam că, mai devreme sau mai târziu, urma să plâng pentru că o făcusem și cu o seară înainte, și cu două seri înainte și tot așa. Devenise parte din rutina mea. După ce am terminat de spălat ultima farfurie, le-am așezat pe toate înapoi la locul lor și am mers spre dormitor. Voiam să adorm pentru că, atunci când dormeam, era singurul moment în care nu mă mai gândeam la asta. Întrebările și sentimentul de vinovăție încetau să mai deranjeze pentru următoarele ore. Am stins lumina, m-am așezat în pat și am tras plapuma peste mine. Am încercat să-mi găsesc un loc comod dar o lumină venită de la stâlpi din stradă continua să mă deranjeze. Uitați să trag perdeaua de la balcon, așa că m-am dat jos din pat și m-am îndreptat spre ea. Când am ajuns acolo, am observat un lucru ciudat. Cerul era foarte clar, iar stelele luminau așa cum nu le văzusem niciodată să o facă. Nu în București cel puțin, orașul care este treaz în orice clipă. Era luna februarie, însă niciun nord nu acopera cerul. Pentru o secundă am simțit cum nimic nu mai conta în jurul meu. Eram eu și cerul, parcă legați. Nu puteam să îmi iau ochii de la el. Imaginea unei mărți negre luminată de stele îmi ofera liniște. O liniște la fel de adâncă precum distanța dintre mine și ea. Am simțit pentru prima dată, după o perioadă foarte lungă, o senzație de calmitate. Ca și cum cineva mi-ar fi luat pentru o secundă toate grijile, fricile și nesiguranțele pe care le aveam în ultimul timp. Mintea mea nu mai era nicio întrebare. Acea voce nervantă și acuzatoare nu mai spunea nimic. Eram eu și cu mine, așa cum nu fusesem niciodată. Eram singur, dar nu simțeam nicio frică. Mă simțeam protejat. În interiorul meu era totuși ceva ce încerca să iasă. Nu știam ce. Era precum un vulcan de emoții care stătea să erupă. Urma să plâng iar? Nu. Sigur nu era asta. Pentru că simțeam curajul de a lăsa acea emoție la suprafață. Nu mă temeam de ea. Cu toate că nu înțelegeam ce este sau ce urma să se întâmple, parcă înțelegeam că nu mai trebuie să țin blocat acel sentiment în mine. Înțelegeam că trebuie să-l las. Nu era al meu ca să-l controlez. Cu fiecare respirație, era din ce în ce mai puternic. Așa că am decis să-i dau drumul. Fie că urma iar să plâng, fie că urma să-mi fie iar frică, ce putea să fie mai rău decât ce simțisem până atunci? Dar ceva îmi dădea încrederea că nu va fi asta. Rămas încă fixat cu ochii spre stelele de pe cer, într-o legătură care se forma din ce în ce mai puternică, m-am lăsat pentru prima dată liber, așa cum nu o mai făcusem până atunci și mi-am dat voie să spun următorul lucru. Cu toate că știam că nu eu vorbeam cu adevărat, ci doar lăsam mesajul să iasă din mine. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai dat până acum, cu bune și cu rele. Știu că toate acestea au rolul de a mă crește și de a mă transforma. Iar din acel moment, nimic nu a mai fost la fel. Revelația Vine un moment în viață, fiecăruia, în care simțim că putem mai mult și că ne dorim mai mult, însă ne temem să mergem după ce simțim că merităm, pentru că ne este prea teamă că vom pierde ce avem deja. Ne este teamă să mergem spre necunoscut, oricât de frumos ne-ar promite că este. Pentru că asta presupune că trebuie să renunțăm de bunăvoie la cunoscut, oricât de dureros știm că este acesta. Drumul pe care îl vom parcurge împreună te va duce spre cine ești tu cu adevărat. Te va conduce spre ceea ce știi deja că poți să faci sau ceea ce știi deja că ești. Vei învăța să renunți la frică și nesiguranță și vei căpăta puterea de a-ți modela viața exact așa cum îți dorești. Nu știu dacă tu mă cunoști cu adevărat, așa că vreau să-ți povestesc unele lucruri care au reprezentat momente cheie pe drumul meu. Pentru că, dacă eu nu aș fi mers până acum pe acest drum, nu aș fi putut să-ți-l Eram un anul al treilea la facultate și tocmai pusesem punctul unei relații de aproape 2 ani. Aveam în jur de 21 de ani și pentru prima dată în viață, mă simțeam extrem de pierdut și nu știam ce să fac. În ultimii ani, îmi construise în viața în jurul acelei relații, așa că mă simțeam ca și cum tocmai aș fi pierdut o parte din mine. De la primele mesaje de dimineață cu care mă trezeam, cafeaua de la prânz înaintea cursurilor și apoi nopțile pe care le dormeam uneori împreună, rutina mea de zi cu zi o includea și pe ea. Acum ea nu mai era, iar jumătate din identitatea mea nu mai avea sens. Mai apărea din când în când în viața mea pentru că eram colegi la facultate, iar imaginea ei încă acolo nu mă lăsa să trec peste. Ce o să fac singur de acum? Mă confruntam constant cu sentimentul de neîncredere în forțele proprii și mi-era frică de faptul că, dacă nu o să încerc totul să repar totul, era foarte posibil să pierd ceva ce m-ar fi făcut, în final, fericită cu toate că era o relație extrem de toxică care îmi făcea rău, aveam un sentiment de vină și responsabilitate. Încă credeam că eu trebuia să mai fac ceva pentru a repara relația. Încă credeam că eu trebuie să mă schimb sau că trebuie să o ajut pe ea să se schimbe. Iar asta mă făcea să mă simt neputincios, ca și cum nu aș fi avut niciun control asupra propriei mele vieții. Modul în care luam deciziile și felul în care acționam mă duceau în direcția total opusă față de viața pe care mi-o doream eu. Eu voiam să fiu un tip care să aibă încredere în el și în forțele proprii, dar nu îmi dădeam niciodată ocazia să-mi dovedesc asta, pentru că tot timpul pe care îl aveam, îl petreceam cu prietenii în funcție de ce voiau ei să facem. Voiam să am oameni de calitate în jurul meu. Însă eram dispus să dau voie în viața mea oricărei persoane care părea că poate să-mi ofere iubirea, afecțiunea sau înțelegerea de care aveam nevoie. Și apoi, dacă vedeam că acele persoane vor să plece din viața mea sau dacă vedeam că mă tratează altfel de cum îmi doream, încercam să le dovedesc că eu merit aprecierea lor ca să-i conving să rămână lângă mine. Toate acestea ca să nu rămân singur. Timp de 21 de ani trăisem parcă legat la ochi, mergând acolo unde mi s-a spus să merg și fiind ceea ce mi s-a spus să fiu. De la oamenii cu care mă înconjuram, hainele cu care mă îmbrăcam, obiceiurile pe care le aveam și lucrurile pe care le făceam, mă uitam constant în jurul meu ca să fiu sigur că sunt corecte. Nu m-a deranjat pentru că nu am crezut niciodată că trebuie să fac lucrurile altfel. Am considerat că alții știu mai bine decât mine ce este corect, așa că nu mi-am pus prea multe întrebări pe drum. Am continuat să merg, însă un vapor care pleacă pe mare fără o destinație clară se va îndrepta mereu către nicăieri. Va fi purtat de apă și, în cele din urmă, se va pierde. Exact așa mă simțeam eu. Nimic din ce trăiam nu părea să mai aibă sens pentru mine. Iar nesiguranța și frica începeau să crească de la zi la zi. Am încercat mereu să mă înconjur de oameni care păreau singuri pe ei și pe ce făceau, crezând că voi simți și eu aceeași încredere. Am sperat constant că ei îmi vor oferi ceva ce eu nu regăseam în interiorul meu, dar nu funcționa. Faptul că nu eram eu cel care lua deciziile mi ofera un sentiment de confort precum cel care stă pe scaunul din dreapta al mașinii. Nu mi-asumam eu responsabilitatea pentru drum. Fiind mereu liber să pot să-mi vinovățesc pe altcineva atunci când lucrurile mergeau prost. Însă ce nu reușeam eu să văd era că dacă nu mi-asumau responsabilitatea să aleg drumul, nu puteam nici să aleg destinația finală. Îmi doream să simt încredere în forțele proprii, dar pentru că nu voiam să fiu singur, mă înconjuram mereu de alte persoane și nu mi oferam niciodată ocazia de a lua propriile decizii. Voiam să încep să lucrez la mine, dar nu rezervam niciodată timp pentru mine. Preferam să ies cu grupul de prieteni. Mă mințam constant că o să încep să fac ceva în privința asta, că o să fac din când în când o prioritate din mine, dar găseam de fiecare dată o scuză ca să mă în momentul în care aș fi început, în final, să lucrez la mine și la fricile mele interioare. De când pusesem punct relației, aveam un gol în interiorul meu pe care speram să-l umplu cumva. Credeam că timpul le va rezolva pe toate. Credeam că dacă voi petrece destul de mult timp înconjurat de prieteni, voi uita și voi trece peste. Însă, cu fiecare zi, simțeam că nimic nu se schimbă. Acel gol era încă acolo. Eram conștient că trebuia să fiu singur ca să-l înfrunt. Dar mă temeam că dacă voi lua decizia de a renunța temporar la ieșirile cu prietenii, ei vor renunța să mai fie prieteni cu mine. Mă temeam că voi pierde și pe ei. Mă temeam că voi rămâne singur. Mi-am pus întrebarea: prefer să mă pierd pe mine încercând să păstrez alături niște oameni de care mă temeam că m-ar părăsi dacă n-aș mai ieși cu ei? Am realizat că nu asta îmi doream să fac cu adevărat pentru că m-ar fi ținut blocat în continuare în locul în care eram. Aș fi rămas în continuare pierdut și fără încredere. Am acceptat faptul că a fi singur era cea mai bună variantă pe care o mai aveam. De fapt, era singura variantă. Pentru că orice altceva doar ar fi mascat acel gol interior pe care eu trebuia să-l înfrunt dar gândul de a fi pe cont propriu mă speria foarte tare. Am decis să fac asta, însă am observat repede că singurătatea nu mi-aducea rezultatele dorite. Începusem de câteva săptămâni un program în care mă ocupam de mine. Făceam sport, citeam, făceam activități care aveau rolul de a mă dezvolta, însă nu simțeam ca mai multă încredere în mine. Mă așteptam la altceva. Voiam ca cei din jur să vadă că încep să mă dezvolt și să se teamă să mă piardă. Mă gândeam, dacă eu o să fiu cea mai bună varianta mea, cei din jurul meu sigur nu o să mă părăsească niciodată. Atunci am realizat de ce nu simțeam mai mult încredere. Am realizat că eu încă făceam acele lucruri pentru a dovedi ceva oamenilor din jur. Făceam acele activități doar pentru a primi confirmare sau validare din partea lor. Făceam asta ca să mă considere destul de bun încât să nu plece de lângă mine. Făceam asta tot din frica de a nu rămâne singur. Atenția și energia mea erau concentrate asupra celor din jur și asta nu-mi dă de -a voie să fiu eu singur, mândru de mine și de ce făceam. Nimeni nu-ți dă un manual numit Asta trebuie să faci când te simți pierdut. Acum că stau să mă gândesc, titlul ăsta sună chiar bine așa că voi lua în considerare să cumpăr o astfel de carte dacă o găsesc. Însă vreau să spun încă de pe acum care a fost revelația mea. Luni de zile am speriat că dacă voi lucra la mine, îi voi convinge pe cei din jurul meu că sunt destul de bun încât să rămân în viața mea. Credeam că așa voi reuși să am mai mult încredere în mine. Însă, așa cum ai observat, golul interior nu dispărea și, odată cu el, rămânea și sentimentul că nu sunt destul de bun. Ironic, încercam să devin mai bun, dar nu pentru mine, ci pentru ceilalți, iar asta mă ținea blocat. Seara de care ți-am povestit mai sus a fost primul moment în care înțelesesem cu adevărat ce trebuia să fac. Înțelesesem că totul, cu bune și cu rele, se întâmplase pentru mine, ca eu să ajung să realizez că trebuie să încep să am mai multă grijă de mine. Înțelesesem că fiecare om pe care îl întâlnisem, de la fata cu care a fost în relația, până la prietenii pe care mă temeam că îi voi pierde, toți veniseră în viața mea ca să mă învețe asta. Tot ce mi se întâmplase până atunci, de la sentimentul de neîncredere până la frica de a rămâne singur, toate încercau să-mi spună că este momentul să fac o prioritate din mine. Atât de mult timp refuzasem să fac ceva în privința fricilor mele interioare, acceptând să mă înconjor de oameni neloiali sau să rămân în relația aceea toxică. Așa că acum viața mă forța să le văd în fiecare om sau fiecare experiență pe care le întâmpinam. Viața încerca să mă readucă pe drumul pe care trebuia să merg. Asta a fost revelația mea. Îmi petrecuserăm atât de mult timp plângându-mă de ce mi se întâmplă, încât uitasem că tot eu am opțiunea și puterea de a face ceva în privința asta. Îmi consumasem atât de multă energie încercând să găsesc răspunsuri pentru lucrurile care mă măcinau, cum ar fi de ce mi se întâmplă mie asta sau ce am făcut să merit asta. Alegeam să mă concentrez pe de ce, decât să mă întreb ce pot învăța din asta. Revelația mea a fost că în loc să mă plâng pentru tot ce mi se întâmplă, trebuia să caut lecția în fiecare moment și să o învăț. Toate deciziile mele mă aduseseră în punctul în care eram atunci. Oricât de mult aș fi încercat să arunc responsabilitatea pe șofer, eu singur alesesem să stau pe locul pasagerului. Eu renunțasem de bunăvoie la responsabilitatea care vine odată cu deciziile proprii. Frica de a nu greși drumul era chiar cea care m-a condus pe drumul greșit. Este ironic, poate, cum ajungem să trăim cele mai mari frici ale noastre. Însă nu este oare chiar lipsa curajului de a ne asuma responsabilitatea ceea care ne convinge să îmbrățișăm mai ușor posibilitatea de a trăi în frică? Asta era lecția pe care eu o găsisem. Dacă voiam să mă bucur de rezultatele pe care le voiam, trebuia să-mi asum eu responsabilitatea pentru deciziile mele. Atât pentru faptul că eu mi-am dat voie să ajung în punctul în care eram, cât și pentru cele care urmau să mă scoată din acel blocaj. Trebuia să fac asta pentru mine. Trebuia să devin propriul meu salvator. Chiar dacă a fost necesar să sufăr, să-mi fie frică, să mă tem că voi rămâne singur, toate acestea mă aduseseră exact unde trebuia să fiu. Toate se întâmplau pentru mine, iar nu împotriva mea. Toată nesiguranța și incertitudinea mă forțau să scol la suprafață acea putere de care aveam nevoie ca să trec peste ele. Tot ce trebuia să fac era să-i dau voie să iasă la lumină, pentru că asta era ocazia perfectă. În fața fricii ai mereu două opțiuni. Profiți de ea ca să preiei controlul sau o lași pe ea să te controleze. Asta este mereu o decizie, însă și decizia de a nu lua o decizie este în final tot o decizie. Mi-am dat seama că eu trebuia să fiu împlinit în interior, înainte de toate. Dacă eu nu eram bine cu mine însumi, nu aș fi putut să mă bucur într-un mod sincer de nicio relație, fie ea de prietenie sau de iubire. Așa că mi-am folosit timpul pentru a mă cunoaște pe mine mai bine. Realizasem în aceea seară că eu nu știam nimic despre mine. Nu știam ce vreau și ce nu vreau, ce îmi place și ce nu-mi place. Simțeam constant o frică, însă nu știam ce anume mă speria cu adevărat. Așa că am decis să încep de acolo, adică de la mine. Plecând de la cine eram, puteam să fac pași spre cine îmi doream să fiu sau ce îmi doream să simt, calmitate, claritate și încredere. Tot timpul pe care îl aveam era folosit pentru mine, dar nu pentru a încerca să devin destul de bun pentru alții, ci pentru a fi eu împlinit de progresul meu. Nu mai oferam energia și atenția oamenilor din jurul meu, iar asta a creat o separare între mine și grupurile cu care mă înconjuram. Activitatea mea socială ajunsese la minim pentru că nu mai ieșeam în weekend să petrec și nu mai să te-am după ora 11 seara programul nu mai permitea să am o viață socială, iar asta de foarte multe ori mă făcea să cred că pierd ceva. Fie că era vorba de timpul petrecut cu prietenii, timp pe care îmi imaginam că nu mai pot recupera, sau de distracțiile care se spunea că erau doar în timpul liceului și al facultății. De multe ori, mă simțeam precum un lup singuratic, Trecerea de la vechiul stil la noul stil de viață fusese foarte bruscă. Așa că mi-a luat foarte mult timp să mă acomodez cu această decizie. Însă știam că am nevoie de asta. Altfel, nu aș fi putut niciodată să mă cunosc pe mine cu adevărat. Nu puteam să evit să petrec timp de unul singur. Dar, în același timp, să mă întreb de ce simt că nu am încredere în mine. Tot timpul pe care l-am petrecut singur m-a făcut să înțeleg că doar genul acesta de decizii mă poate face să simt că dețin controlul vieții mele. Atunci când mergi după ceilalți, nu știi încotro te îndrepți, însă te gândești că dacă toți merg în aceeași direcție, cel mai probabil și tu trebuie să faci la fel. Nu stai niciodată să te întrebi, este posibil ca toți să se țină unul după celălalt și, de fapt, nimeni să nu știe încotro merge? Când îți spui întrebarea asta, realizez că poate așa este. Majoritatea oamenilor nu au nicio idee încotro se îndreaptă sau dacă fac ceea ce este cu adevărat benefic pentru ei. Le este prea frică să meargă în altă direcție sau ceea ce este și mai trist nici nu realizează că există o altă direcție. O lungă perioadă ne-am tot gândit că poate fac eu o mare greșeală și că ar trebui să revin la drumul pe care merge toată lumea. Mă tot întrebam, cum aș putea eu să decid ce este mai bine pentru mine? Am doar 21 de ani, nu știu nimic despre viață. Îți pare cunoscut? Ești prea mic ca să... sau... Nu ai tu de unde să știi, ascultă-mă pe mine. Este genul ăsta de idei care ne este băgat în cap încă de mici și care nu ne permite niciodată să avem curaj să facem pași spre cine simțim că suntem cu adevărat. Este genul ăsta de protecție prin care cei dragi vor să ne ferească de pericole, dar care, de fapt, creează un zid în jurul nostru, blocându-ne din a ieși din zona de confort. A realiza că cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru tine este să ieși, cel puțin pentru o clipă, de pe drumul pe care mergi toți, să te pui pe banda de urgență și să te întrebi dacă voi continua să merg în această direcție voi ajunge acolo unde îmi doresc. Iar dacă răspunsul va fi nu, și majoritatea cazurilor va fi nu, nu-ți fie teamă să-ți reactualizezi traseul. Exact ca atunci când folosești un GPS. Dacă ești pe traseul greșit, nu rămâne blocat sau speriat. Doar reactualizează traseul și începe să mergi. De cele mai multe ori vei pleca singur pe acest nou drum. Însă, pe parcurs te vei întâlni cu alți oameni care au luat aceeași decizie și care vor să meargă în aceeași direcție. Ei sunt oamenii pe care îi vrei alături, pentru că ei te vor susține și te vor încuraja să fii tu. După ce mi-am acceptat experiența prin care trecusem și după ce am învățat lecția pe care viața a încercat să mi-o ofere, nu doar că am reușit să trec peste acea relație toxică, însă am construit o relație extraordinară cu mine însumi. Am reușit să trec de la nu avea încredere în mine și de la am fi frică să fiu pe cont propriu, la avea o încredere uimitoare în forțele mele și în capacitatea mea de a gestiona fiecare situație în care m-aș afla. Nu doar că mi-am acceptat singură toate, dar am învățat să mă cunosc și să mă iubesc pe mine însumi, lucru care mi-a permis, în final, să am o relație autentică, sinceră, loială și de încredere cu persoana care mi s-a alăturat pe acest drum, iubita mea Diandra. Dacă simți că și tu ești în aceeași situație, dacă simți că vrei să treci peste frica de singurătate, dacă simți că ai nevoie să înveți să te cunoști pe tine, să te accepti așa cum ești și să te iubești, dacă vrei să ai încredere în tine și în deciziile tale, atunci vreau să-ți fiu alături pe acest drum. Timp de aproape patru ani am trăit această experiență care m-a pus la pământ, doar ca să învăț să-mi folosesc adevărata putere pe care o aveam pentru a mă ridica. Iar acum vreau să te învăț să faci și tu asta. Aceasta nu este o carte despre cum trebuie să trăiești viața. Este responsabilitatea ta să decizi asta pentru tine. În schimb, ea îți va servi precum un instrument de care te poți folosi pentru a avea curajul să trăiești exact așa cum simți. Cartea nu îți va spune ce fel de relații sunt bune pentru tine, ci îți va oferi claritatea de care ai nevoie pentru a ști ce este mai bine pentru tine și ce fel de oameni pot fi alături în procesul tău de creștere și transformare. Pe parcursul ei, Vei regăsi experiențele care mi-au rămas în urma propriilor decizii. Iar din ele am extras pentru tine lecțiile de care m-am folosit pentru a ieși din blocajul în care mă aflam, pentru a mă cunoaște și a mă iubi pe mine însumi, și pentru a avea, în sfârșit, curajul de a-mi asuma responsabilitatea pentru propria viață. Te voi conduce pe același drum pe care și eu am mers atunci când eram acolo unde ești tu acum. Îți voi arăta pașii pe care eu i-am făcut. Iar tu vei decide dacă îi vei face și tu. Tu vei alege ce este sau nu folositor și ce se aplică sau nu. Este viața ta și vreau să ai curajul să o trăiești așa cum simți.